It's time to battle! Bună seara! Oh my God! Mamă, mamă! Doamne, se vede că am fost în trending! Altceva! Câtă lume nouă, câtă... Salutare și bine ați venit la cel mai bun sezon de Rose Battle de până acum, din comentariile voastre am citit. Episodul cu numărul 3. Vă mulțumim foarte mult pentru mesajele primite, că le-a plăcut foarte mult. Apreciem și mesajele cu unde este Adrian Nicolae. Dar ce m-a deranjat și mai tare, și nu doar pe mine, că nimeni n-a scris unde e Nelu Cortea. Da? Nimeni nu s-a uitat în descriere să vadă că nu mai filmează și nu mai editează Nelu Cortea. Rușine să vă fie! Nelule, te iubesc! Bun, hai să trecem mai departe regulile nu le mai spunem că suntem deja între noi. Știți, doi oameni vin aici, ne știm deja de câte la episodul ăsta, al treilea. Avem niște jurați care vor fi aici alături de noi. Primul jurat este Dan Frânculescu, îți mulțumim foarte mult! Stagiar, dacă mi-aduc bine aminte! Dan Frânculescu a suferit recent un preinfarct. Dan e la vârsta la care îi se zbate mai tare ochiul decât inima. Pula, da. Al doilea membru stagiar al jurului este Adrian Nicolae. N-am învățat nimic. N-am avut timp să citesc cărți între episoade. Adrian Nicolae a declarat într-un interviu că pastra lui preferată este șoimul. Adrian Nicolae este oricum ca un șoim, pentru cei care nu știu, șoimii selectează doar prada bolnavă. De aici alăturarea cu Frânculescu. Wow! legături, glume, mă știți! Da, pentru că de fapt n-a dat în mine. Meriți, Adrian. Mulțumesc. Foarte multe comentarii de bine despre tine, că te-ai descurcat bine, te pup. Domnul Cosmin Nedelcu, din nou invitat, nestagiar, dacă... Salut, Cosmin! Micuțul e genul care în relație el se supără dacă nu observi că s-a tuns. Care e barber. Chiar așa e. Dar și la femeie la fel. Cine a zis ce? A zis ciobănașului 4, așa că poți să-i ții avem deja doi sponsori. Nu, voiam să-i propun să câștige un premiu de la Explorado. Dar mai avem de așteptat până acolo. Nu fără alt sponsor, Cosmin, avem deja doi. Noi nu avem sponsori, noi avem prieteni, tipule. Wow! La MCN Live n-ai fi spus asta. De asta ești aici, Adiță. Îți mulțumesc foarte mult. Bă, eu zic că suntem între noi, știm regulile, am stabilit. Vreți să începem cu prima rundă, primul duel din seara aceasta? Bun? Aplauze pentru prima rundă! Sunt la început! Bine, prima rundă! Aplauze pentru Dan Miro și Lidia Borlean! Bună seara, bună! Salut! Bun! Lidia, bună de departe, dar departe de a fi bună. E ca situația... E ca situația mea financiară. Oricum te-ai uitat la ea, n-arată bine deloc. Dan Miron. Dan își iubește atât de mult copilul că în fiecare noapte dorm amândoi în același Pampers. Lidia a trăit o vreme în Amsterdam și poți să dai seama de asta după cât e de prăjită. Lidia e la fel de prăjită ca o cafea bună. Te scoală de la prima gură. Bă, cine se aștepta uitându-te la el așa? Cine se aștepta? Da, mă, dar ăsta e ceva bun despre ea, nu e roast. Dan Miron își mai spune și Gigi Janga, sau în traducere liberă, labă tristă. Intrații moșului! M-a nimerit asta mică! Lidia a inspirat de puțină feminitate că singura dată când a fost mângâiată de cineva a fost când a avut grijă de un bătrân cu Parkinson. După 10 ani de consultanță financiară, Dan a ales improvizația, dar ea a zis, "Eu." Okay.
Bun. Lidia e instructor de spinning. Practic, te dai o oră cu bicicleta pe loc și la final, când cobori, ești obosit, transpirat și fără nicio urmă de bucurie. E ca și cum te-ai fi dat jos de pe Lidia. Dan mi-a zis că are probleme cu o ureche. În loc de R, el aude F. Din cauza asta, nu a avut parte de nicio relație. Nice! Drăguț! Jocuri nice, nice, nice. Bun, Lidia a terminat psihologia, ceea ce nu se poate spune despre bărbații care au stat la ea pe canapea. Ok. Coincidența face ca hobby-ul preferat al lui Dan Miron să fie același cu cel al lui Dan Frânculescu, adică să se costumeze în clown și să facă balonașe din muci. A pișat pe mine, mă. În sensul rău. Care se dau și la mui. Lidia e atât de singură și de psihopată că ar putea să pedaleze până la capătul lumii. E drept cu ajută și faptul că și-a scris pe o pedală mă iubește și pe cealaltă nu mă iubește. Avem în fața noastră cel mai șmecher rapper din Miercurea Ciu. Și care, atunci când cântă în deschidere la prea fericitul Daniel, se adresează fanelor cu următorul vers. Micina sfă! Eu sunt Dan Miron, representing B.O.R. Eu pupoa la popii, tu să-mi pupi moaștele. Ok. Yeah. Drăguț. Bun, de când s-a întors din Amsterdam și a rămas fără bani, pe Lidia o puteți vedea foarte des la Dedeman, privind nostalgică la raionul cu cuie. Nice. Dan, pare că atunci când dai un deget, te rogi la zânul cămătar să nu-ți ia toată mâna. Ok, bună seara și bine ați venit la Roast Battle, trending! Felicitări amândurora! Mi-a plăcut unul. Dan Frânculescu, ce părere ai? Zine... Bă, a început bine și chiar a început bine așa din prima. Nu te știam. Dar ai început gluma aia, chiar, adică deschis cum trebuie treaba. Și zici, am văzut la domnul ăsta, bă, energia aia, reacția la glumele celuilalt, pe care o mai aveți așa pe afară, pe străinătate. Da. Ai avut o energie mișto și pe lângă e asta civilizat. Și... E civilizat, eu am civilizat. Da, eu din vest, da. Și de unde tot... ești, de fapt? Nu, 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 dar îl știu de undeva și m-am dat seama de unde. Și de unde îl știu? De pe bancnota de 500 de rupii. Dar nu, mișto construcție, în rest, pe tine te știam, după nicio bagnată, din păcate, dar tu ai intrat pe terenul minat al rimelor și, na, mi s-a strâns curul acolo de să-mi schimb chiloții, adică a fost așa, dar mișto ca battle. Da, am fost în tren deja cu rime, nu mai e loc. Domnul Adrian Nicolae. Domnule, ce-mi place cel mai mult la acest battle, așa dacă e să mă uit îndărăt, este că amândoi au avut o atitudine... super, super ok, unul față de celălalt, ce amândoi față de ce se întâmplă aici. Iar asta nu poate să rămână nemenționat. Mi se pare foarte frumos, mi se pare că acest good spirit este ce căutăm aici. Acum glumele. Momentul sponsorului. Autocarele. Mi s-a părut că Dan Miron a reușit să facă ceea ce... eu caut de fiecare dată, cu cuvinte puține, o imagine bogată. Și asta e ceva foarte greu și se ajunge foarte greu la asta. Nu știu când ai început, dar, pentru că nu ne dăm seama ce vârstă ai, dar felicitări! Iar Lidia mi se pare că, în primul rând, e foarte resilient. Vine de fiecare dată la Rose Battle și e mereu un pic în urma concurentului ca un biciclist care se chinuie să se apuce de chestia din spatele tramvaiului, așa, știi? Un biciclist care dă la pedale pe loc? Sau? N-ai vrut să zici câinele care mușcă roata? Nu. În tot cazul, mi se pare că încă folosești prea multe cuvinte și mi se pare că o glumă trebuie să aibă un centru de interes, nu 10. E o reminiscență a oamenilor care făceau caterincă la bloc, de obicei băieții,
pentru că oamenilor le veneau idei în parcurs, erau considerați amuzanți aceia care tot mai adăugau ceva. Caterin Coșii. Da, Caterin Coșii. Nu știu de unde are Lidia chestia asta. Din Amsterdam. Din Amsterdam. Unde asta, da. La drogurile alea nenorocite. Ții cine ți se par mai mișto, românii sau olandezii? Da, în tot cazul mi se pare că mai e de lucru la această simplificare, la aduna o glumă pe un gând, nu a încercat să pună trei la oaltă. Am uitat să adaug ceva ceva. Și la delivery aș spune, că e un delivery foarte jucat când nu prea e cazul să fie așa mieroasă. Ai văzut omul, da, așa frumos, uita în ochii tăi, lovea. Pugilistic chiar, stimate domnul. Bun, domnul Cosmin. Da, e foarte greu să fii al treilea după ăștia doi, că cam zic tot. O să fii primul tura viitoare, îți promit. Te rog, nu. Nu, că e și confortabil. E greu, dar confortabil. Dan, faci improvizație, deci? Da. Am înțeles. E foarte bine că ai reușit să fii mai amuzant decât tricoul. De ce, Nelu Cortea, love? Nu, asta zic, e foarte băteam. Bine că ai reușit să fii mai... Adică n-am fost sarcastic. Da, decât posesorul tricoului. Da. Nu, decât tricoul în sine, cu Van Gogh. Ai fost mai amuzant decât el. Da, mulțumesc frumos. Mersi, nu e... O să tăiem o bucățică din conversația asta, să mă amuzat. Dar eu nu înțeleg, ăsta a vorbit o oră, s-a înțeles tot și eu am zis o chestie simplă și n-ai înțeles-o. It's how you say it. Da. E foarte bine că a reușit să fii mai amuzant decât tricoul pe care îl porți. Asta e. Chiar a reușit. Ai văzut? Lidia, tu în schimb ai purtat o rochie neagră. Nu ți-ai depășit rochia. Da, nu. Lidia, eu sper să continui pentru că asta am apreciat și eu la amândoi. Ați venit cu o atitudine foarte bună. Ați avut un delivery foarte bun. Și sunt absolut convins că la următoarele Rose Battle-uri o să fie și mai bine. Deci multă baftă amândurora. Hai să aplaudăm pe amândoi până își pun microfoanele, gata, nu mai vorbește nimeni cu voi din acest moment. Începem jurizarea cu domnul Adrian Nicolae. Cele 12 puncte ale mele merg la Dan Miron. Dan Miron are 1-0. Domnul Cosmin Edelcu. Voi da punctul meu lui Dan Miron. Dan Miron 2-0. Domnul Dan Frânculescu. Energie frumoasă de ambele părți și-a dorit ambii victoria. Merg pe Dan Miron. Dan Miron 3-0. Lidia, îți mulțumim foarte mult de participare. Felicitări, Dan. Ne vedem etapa următoare. Cine știe dacă o mai filma. Asta a fost rundaunul. Vă rog să-i aplaudați încă o dată pe amândoi care au fost Dan Miron și Lidia Borlean. Trecem la runda 2 din episodul cu numărul 3. Se vor duela aici, vă rog să aplaudați pe Sorin Șetreanu și Dragoș Chete! Round 2. Fight! Singura realizare a lui Sorin este că s-a împiedicat în clipul celor de la Club 99 cu Disul, ceea ce este un pic ironic pentru că de obicei cei de la Club 99 se împiedică de ele prin backstage și din întâmplare i-a rămas lui Costel pe talpă la un moment dat. Dragoș Chete sau Floricica Dansatoarea Tristă arată ca fiul nelegitim dintre Gordon Ramsay și Pavel Bartoș. Mereu e un semn bun când se aude chiar din public. Sorin a făcut lecție de chitară, nu pentru că i-ar plăcea muzica, ci pentru că îi place să ciupească coarde în cluburi întunecate. Corect. Chete mi-aduce aminte de bunică miu, în sensul că e mort. Și mă întreabă mereu dacă am mâncat. Întreba. Poate ordinea operațiilor nu e... Da. Da. Acum că ziceți... La timp trebuie să lucrezi. Corect. Sorin arată ca și cum își curăță litera pisicii din plăcere, nu din obligație. Și este. Chiar. Chiar, dar fără râs. Chiar. Chete e din Constanța, de unde și constituția lui de geamandură. Sorin pare genul acela de rocker elitist care ascultă doar muzică bună, dar și acea persoană care se ridică prima la masă la anunț ca să danseze Meneito. Okay.
Tatălui e marinar și când pleacă pe vas, îi spune că el rămâne bărbatul în casă. De asta o și fute pe masă. Minus. Sorin arată ca solistul de la Boschito după ce au plecat toți îngerii. După ce ce? I-au plecat după ce îngerii. Au plecat toți îngerii. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Seară bună. Dacă puteți să-mi dați și mie 5 steluțe. Nu, v-am dat pe aplicație. Nu mai... Nu vreau să zic că e libidinos, dar ghete și cu fetele de noroc. Ce-a făcut? Sorin este într-o relație de 2 ani cu o tipă minunată, dar uita să o anunțe și pe aceasta. Urmează să se mute împreună. Drăguț, asta e drăguț. S-a stricat Siri. Alexa? Ce pula mea zice, Alexa? Chete are o colecție impresionantă de ștrampi. Toți aleși ca să dea bine cu pantalonii lui de raiat. Spre deosebire de regele Midas, pe orice pune mâna Sorin se duce pe pulă. Cum ar fi podcastul Zi Bună, stream-ul lui de Twitch sau matinalul de la Tana Nana. Mult succes cu MCN Live. Nu, poți să-l adaugi deja. Scrie-l. Scrie-l acolo, nu e... E cioclu aici. Dragoș Chete are atitudinea unui polițist de la local într-un corp de controlor STB. E atât de înfrânt în viață încât el și când merge cu autobuzul gol, tot în picioare stă. Într-o secundă l-am văzut mergând gol în autobuz. Nu? Acum... Bă, asta facem aici, creăm imagini. Și exact cu atitudinea asta, așa. De... Sunt gol. Dacă auzi cu o bară de-aia între buci. Da. Unicul mod de a te sprijini dacă ești gras, a? Dacă ești gras și n-ai mâini. Nu, dacă ești gras și mănânci, exact. Gata? Da, ne acesta a fost duelul, oameni buni, să aplaudăm încă o dată pe Dragoș Chete și Sorin Șetreanu și să trecem direct la jurații noștri care au nerăbdare să vorbească. Domnul Micuțu. Altceva? De ce gură cârge? E greu să ziceți, fără să copiați ce zic restul. Spuneți. Și eu care am vorbit tinerește cu tine și vezi, deja nu mai auzi tinereștele. Încep să îmbătrânești mă tare. Măi băieți, Dragoș, trebuie să înțelegi că a fi gras e și un atu. Pare că încă ești destul de în zona aia de oh shit și-a dat lumea seama că-s gras. Pe care am avut-o și eu. Și eu întreabă-l pe Adiță, negam în mintea mea că eu aș fi gras și mă consideram un tip binefăcut. Nu, ești gras. Treci peste morții măsii sau nu mai mânca. Un avantaj ar fi lasagne. Așa că sper că după ce vei conștientiza asta pe deplin, vei avea mai multă încredere în lucrurile pe care le spui. Bun. Sorin, tu nu ești gras, dar și tu ai niște lipsă de încredere în lucrurile pe care le spui. E prima oară când te văd la Rose Battle, ai mai fost? Așa. Și da, pare că ați vrut amândoi să scăpați de chestia asta, că vă era incomodă. Baftă! Mulțumim foarte mult. Domnul Dan Frânculescu. Da, a fost un pic awkward, așa, Sorina e un păr superb, nu pot să zic asta. De că doar ăla ți-a dat așa încredere că mai făcea așa cu el. Ce idiot. Da, dar se vede că tu ai mai făcut un pic de, chiar dacă ne-ai făcut roast battle, ai mai făcut stand-up și așa, că ai un pic mai mult de încredere. De la tine aș vrea să fac mai mult de încredere. Bă, foarte sfios, așa, foarte, știi, domnișorește, una. Mă gândeam că pare genul de om care când face laba întoarce icoanele. Știi, să nu vadă. Dă-le, mă, nu știu. Adică exact opusul lui Frânculescu. Le întorci și tu cu spatele la ele să faci laba, știi? Adică... Eu acopăr doar pruncul. Dar nu cu mâna, nu cu mâna. Ai, pula mea, Doamne. Păi, Dani, iar ai acoperit pruncul ăsta.
Nu, mamaie, a plâns. Minune. Da, dar revenind, am pierdut din intenția glumelor și din intensitatea glumelor pentru că se erau date cu low energy. Data viitoare, gras, negras, mai multă energie. Hai. Ce slogan bun. Da, asta am avut de zis. Mulțumim, Dan, mai prindem pula trending-ul cu gluma asta. Domnul Adrian Nicolae, vă rog, eu faceți ceva. Prinde tocmai ca să-l canceleze pe Dan. Finally! Biserica Ortodoxă Română. De când îl aleargă? De mic! Și finețe, și filia, muie. Toată lumea, hai! Ca filia. Să nu repet filiași. Lucruri pe care le-au zis colegii mei, sunt întru totul de acord cu ce au zis colegii mei, cu o mențiune la Dragoș, am senzația că pedalezi să scap de glume ca și când ai crede că glumele tale sunt la pământ. Te asigur că nu sunt la pământ. Ok? E garanția Nicolae. Așa, iar eu îmi notez la fiecare glumă câte un cuvânt cheie ca să țin minte momentul în care mă întorc să jurizez. De exemplu, coarde în cluburi, litiera din plăcere, meniaito, urmează să mute împreună. La prima mi-am notat schipa-dipa-dipa-dipa, pula mea știe. Înțelegi ce zic? Deci vorbești ca un om transpirat care a ajuns în sat să spună oamenilor că arde biserica. Știi? Asta e senzația. Dar tot le-a dat foc. Da, da, da. Cum vrea să fure mâncare. Biserica, adică de este naos, pronaos, altar, popat și este tot cu cruci. Știi? Și am ajuns târziu pentru că-s gras. Sunt gras. Și că era satanistă, ăsta. Ce vreau să vă spun e că a ars biserica. Da, asta zic. Apă, poate un pic d'airan. Deci n-ai niciun motiv să n-ai încredere în tine. Că uscată prescura. Da, muieți îți poți, mă, așa. Doamne, coaie. La Sorin ai început mai bine decât ai terminat, ceea ce ne aduce cumva înapoi la MCN Live, unde îți comunic pe această cale că nu mai ești binevenit, pur și simplu. Eu am reținut de la tine acea glumă care a obținut chiarul din public. Care da. Mi s-a părut chiar respectabilă. Asemenea, gluma cu geamandura. În schimb, în rest, ai aici niște KPI Joe. De aici ai luat-o în jos rău de tot cu alea, cu fututul de mamă, care este ceva atât de bătătorit. Mă refer la glumă. Nu la fruntea mamei. Da. Colecția de ștramp, te-ai dus într-o zonă care oferă atât de puțin umor inventiv și atât de mult convențional, încât eu aș fugi toată viața, mai ales că tu poți, aș fugi toată viața de genul ăsta de convențional, știi? Ce jurizare, oameni buni! Da. Mulțumim foarte mult, Adrian Nicolae! Aplauze încă o dată pentru ei, puteți să le dați microfoanele! Acum va veni votul juriului și începem cu Adrian Nicolae, că e pe ele! Eu, votul meu merge la mustață, la Sorin Șetreanu. Sorin Șetreanu. Un vot, 1-0. Domnul Micuțu. Bă, la mine e egalitate încă. Și, na, fat people, support fat people pentru că doar noi putem. Și nu e ușor să-i susții. Pe asta a fost gluma cu aia. Bă, dar nu se aude microfonul ăsta. Ce bă, oamenii... Stai piggybacker de la muist. Păi asta, dar n-ai văzut și mai devreme. Comediantul sunt remorcă. Sunt total de acord cu ce au spus colegii mei, dar după o oră mai târziu, cu mențiunea... Băi, eu credeam că ești de părere că mai bine mai mult decât mai puțin. De asta votul meu merge la Dragoș. A 1 la 1! Și asta a fost o glumă, să-mi bat pula! Dan Frunculescu, multă baftă! Păi și la mine era egalitate, e foarte simplu, Sorin a avut o glumă care a fost mai bună. Cam asta e situația. Deci merge Sorin, data viitoare Dragoș, vino mai cu zvâc. Cinstit! Da. Mergem mai departe, Sorin Șetreanu, felicitări Sorin!
Îți mulțumim foarte mult, Dragoș. Te așteptăm data viitoare. Aplauze pentru cei doi. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm. Poate vă era dor de reclama mea subtilă dintre runde. Așadar, vreau să vă anunț că fix acum începe momentul sponsorului. Ei, nu încetați! Wow! Ce premiu ai, Mădăline? Etapa asta, wow, mă întrebați. E mai mic? Nu e cred mai... eu. Husă? Nu, nu. E un încărcător 3-in-1. Un stand... Bă, e foarte bun, credeți-mă. Puteți să vă încărcați în același timp. Telefon, căști, ceas... Televizor, mașină, depinde ce. Câine. Câine, merge la orice, funcționăm la fel. Avem un stand de explorat acolo, un pupitru, unde cei care sunt inspirați și au o glumă despre unul dintre jurații noștri pot câștiga aceste căști în valoare de 3.000 de euro. Dar nu ai sunt căști, căști? Nu sunt căști, sufletelor. Bă, uitat. Ia la... vezi, ce poate câștiga oare cineva care... Cine câștigă, poate câștiga un stand pentru încărcat, multe chestii în valoare de 3.300 de euro. Zi-mă, ziceți coaie, că nu oferim multe. Zi de lei, că să moară măsa, eu închid YouTube-ul dacă văd asta din gura cuiva. Nu se creadă oamenii, nu se prind că fac mișto? Dar nu e 3.300 de lei. Ai încercat să faci cu ochiul după ce termin o glumă? Asta merge. E, știi? Că e atât de exagerat încât... Câștigătorul va primi un stand de încărcare, nu spunem prețul, dar e foarte valoros. Poți să-ți încarci și telefon și căști și ceas și ce vrei tu. Haideți să începem cu glumele, dacă sunt doritori. Ar fi doritor oare în acest episod? Bravo! Haide! Salut! Se aude? Direct din 1972. Da. Păi, o zic direct atunci. Da. Micuțul nu mai are voie la tăierea porcului. Prezența lui creează prea multă confuzie. Corect, corect. Asta da! Așa da! Hei! Ne vedem în 77! You had to be there. La festival. Eu l-aș fi pus în Neandertal. Hai că ăsta e Costel care a rămas în Columbia. Costel care și-a vândut tricoul verde. Spune orice polițist din Statele Unite. Cosmin, dacă tu ești micuțul... Arată-te, Doamne! Vindecă-mă de mustața asta! Vin la tine la barber, vindecă-mă de mustață! Dacă tu ești Cosmine, micuțul, rate-mi, Doamne, mustața asta! Descoperăm dinții. Așa, scuze-mă. Bun. Zi tipule, gata. Atunci eu sunt atrăgătorul. T-ai auzit reacția. Ai auzit reacția. Ok, știi ce? Felicitări pentru curaj. Da, mă, bravo. Mai e cineva? Mai avem un om, nice. Și-a scris-o pe telefon, fii atent. Da, da, da. Salutare. Chiar Drăcea, să mă apuc. Salut, Drăcea. Salut, Drăcea. Să știi că toată lumea zice asta. Deci gluma mea e pentru Adrian Nicolae. Da. Adrian Nicolae, să știi că progresezi, felicitări. Ai fost prezentator, acum ești în juriu și la ce glume ai dat în seara asta, sigur o să stai în spate cu noi. Da, super ok asta! Bă, mi-a plăcut. Foarte tare, foarte tare, un vărin midget. Da. Hai, înapoi la săraci acolo. Mai e cineva, ridicați microfonul. Deci, efectiv, a fost o comunitate deja în spate. Sigur o să stai în spate cu noi. Stai că a ieșit stai dintre noi. Stai că a ieșit un cuvierel dragu de la Chemo. Nu e, mă, e Voldemort care a stat la bibliotecă. Și bă, Nicolae, pe Nicolae îl doare cicatricea să nu. Zi, dragă Mobi. Mobius. Gata. Ați terminat. Gata, s-a vorut pupitrul ăsta. Da. N-ai înălțimea potrivită pentru cap. Ne-a porungit un demon robotic. Man, lasă-l un pic, că poate face lucrurile. Vă mut. Dan Frânculescu arată ca unchiul ăla pervers de stă mereu la spatele cozii la dansul pinguinului. La cine? La dansul pinguinului. Ah, ok, da. Da, de așa e. Chiar așa e. Mulțumim frumos. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Cât și se ultim. Mai face până la Pipera? Ia, ultimul.
Nicolae, chiar dacă lumea te vrea în spate, eu te-aș vrea în față. Nice! Wow! Bine! Homosexualitate! Și uite! Ăsta arăta ca ultimul mititel de pe carton. Mai e cineva? Am 35 de ani și ăsta e cel mai frumos lucru pe care l-am auzit. Hai, hai! Ia-mi căștile astea de la Explorado. Ce căști, mă, căști nebunul pământului. Măcar tași drept. Mai glumim, bă. Mai glumim. Mamă, dar repede luat în serios. Așa, am văzut că Adrian are un plasture pe obraz și eu cred că a vrut să țintească puțin mai jos, dar s-a speriat, a zis că n-are ce să-l mai pupe în cur pe micuțul. Adevăr. Și a zis, hai mă că poți, fă-o pentru el. De Frânculescu nu mai zic, de mort nu mai e bine. Corect. Combo. Why the sad face, man? Mulțumim, Gareth Bale! Oh, ok! Mamă, dar știu că atrage, atrage. Cred că se dă un premiu. Da. Bună, am și eu o glumă. E prima dată când vin aici și mă simt ca într-un film. Și filmul se numește The Good, The Bad and The Ugly! Yay! Mulțumesc frumos! Al doilea lucru cel mai frumos pe care l-am auzit până la 35 de ani. Bun, gata, închidem înscrierile. Acum să te văd. Aoleu, când ne-am știut pe aia 4 în primul episod mai de mult. Haideți să, să avem trei bune. A fost băiatul care ți-a spus cu te fute. Asta am înțeles. Și eu zic. Așa? Și eu zic. Că i-ar plăcea. Mai e ăla care a spus că... Că-mi ia familia în pulă. Cine mai era? Băi, ce oameni. Hai să-i aplaudăm. Mulțumim mult. Doamne, ce drăguț. Mai era hipiotul croșetat. Mai era. Lărgiți-le. Pare coadă de la ginecologie, dar din motive diferite. Cine e ultima persoană? Bun, hai să facem așa. Voi țineți minte glumele? Vă prefaceți că da. Aplauze pentru domnișoara, care nu mai știu ce glumă a avut. Că e un film The Good, The Bad and The Ugly. Ok, înțeleg de ce e liniște. Hai să facem pentru domnul Gabi Tamaș. Aplauze cine crede că acest încărcător a trebuit să meargă la domnul Gabi Tamaș? Nimeni? Care e gluma? Păi... Din spate da de și la... voi în spate pe din YouTube. Din spate de la oamenii mei nu se vede. Nu se vede. Bun, aplauze pentru al treilea băiat, care nu știu să-i dau o descriere. Hai bă, că vă repară chitara. Bun, faci tu un pas mai în față așa puțin? Aplauze pentru Drăcea nou. Spatele, are ai spatele. Prieten. Ok. Pentru domnul cu mustață dubios. Vă rog. De ce mă dubios? De ce hai mă dubios? Că e. E așa? Nu știu. Mie mi se pare că arată leit Alexandru Vlahuță. Căutați acasă. Tu faci așa, dar jur. Acum aplauze pentru băiatul care l-ar fute pe Adrian Nicolae. Care tocmai a zis, a făcut semn cu mâna și a zis, dacă e. Și aplauze pentru băiatul cu gluma foarte lungă, interminabilă. Dacă poți să vezi tu. Hai okay. Lumină. Nu, nu, nu. Ok, Adiță, pe noptieră vei avea acest încărcător când te vei trezi. Poți să vii, te rog, să-ți dau premiu? O să încarc un milion de lucruri cu el. Trei. După ce o să te descarci pe el... Standul de încărcător 3 în 1 merge mai departe băiatului cuplu Adrian Nicolae. 3 în 1, exact cum îmi place. Poți să spui numele tău, te rog? Ștefan a câștigat, vreau să aplaudați pe Ștefan. Poți să mergi să pup juriul individual dacă dorești, îți mulțumim foarte mult. Explorat. Mergeți la chivete să vă spălați un pic pentru și vă mulțumim venit. Foarte mult că ați făcut posibil această înviere. Mergem mai departe cu duelul numărul 3 pe care vă rog să-i aplaudați Teodora Bagiu și Traian Dobra! Round 3. Fight! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Salut! Eu sunt Traian, dacă aveați dubii. Teodora Bagiu, doamnelor și domnilor, Abagiu e un tip special. Abagiu pentru familia lui e ca ultima bucată de hârtie igienică din casă. Sunt dezamăgiți când îl văd, dar totuși bucuroși că există. Traian Dobra, această combinație între un urs și un labrador abuzat
Traian e prea deștept pentru a săpa șanțuri și prea prost ca să vândă covrigi. Abagiu? Abagiu e primul om... Abagiu? Abagiu e primul om. E primul om. Dragă jurnalule, azi iar n-am fost Abagiu. Uneori am senzația că nici nu mă bag în seamă. Abagiu e primul om abandonat de Dumnezeu. Bine, nu abandonat de Dumnezeu, dar Dumnezeu când a făcut lumea, pe Abagiu l-a trecut la pierdere. Venind de la un Klingon, gluma asta e... Klingonia, nu. Traian Dobra, sau Shrek cu vitiligo, e rezultatul a ce se întâmplă dacă bei numai apă de la chiuvetă. Chiuvetă, a zis? Chiuvetă, chiuvetă. Așa am scris. Nu doar că am zis, am și scris. Să știți că Traian nu și-a scris pentru azi. Ai scris chiuvetă? Nu. E odor? Nu. Ghiuvetă? Poți să arăți, nu, ghiuvetă. Hai să terminăm. Mă, a auzit ăsta prost, jur să... Nu m-a scris ghiuvetă. Scrie-mă ghiuvetă, tâmpitule. Ia, arată telefonul, dă telefonul. Ia și eu zic. Da. Hai mă, te ține. Și următorul care arată caietul se pregătește Dobra. Abagiu? Păi Abagiu! Abagiu arată ca și cum ar fi câștigat titlul de bețivul satului. Asta în satul meu. Bă, te rog, măcar nu-i mai zâmbi creepy la final, să-mi va pula. Serios. Bă, măcar atâta. E o tensiune, ne la locul ei. Da, e ceva ciudat să-mi va pula. Aici? Traian Dobra arată ca un copil normal de 9 ani din gârda de sus, prins în corpul unui soldat din Vietnam. Se numește gârda de sus. Cum? Gârla? Gârda. A zis ghiuvetă cu aia. Lăsați-l să trăiască. Doamne ajută. Da, Maria ta. Uzurpatorilor. Puneți-i capul la loc. Abagiu, după ce a văzut filmul Team Building, vrea să se facă corporatist, că poate așa speră și el să fută ceva măcar o dată pe an. Da. Nașterea lui Traian Dobra a durat o oră, în care 50 de minute fruntea. Așa am scris. Da. Pe cu Abagiu... Nu, e ciupercă. Abagiu e varianta masculină a Andrei Tonciu. Fix așa avea și Tonciu mustața la 24 de ani. Da, ce mustăcioasă. Nenorocită. Traian Dobra sau Eminem, de la Casa Speranței cu un cromozom în plus dacă rămânea în rulotă și dacă juca în filmul Jumătate de Milă. Pula. Bine, hai. Hai, las. Care făcea, care să vină, care să moară, care îmi pa pula. Stai așa, că mai am aici. Înțeles, frățioare? Care era în aia, dar nu era, care era în aia, la care... Hai, până la urmă ce stau? Orice era la muie, da? Ce pula mea. Așa a scris. Așa a scris. Te trebuie pe caiet, da? Hai. Pe caiet. Pe caiet. Asta cu aia până la urmă ce stau. Doamne, Dumnezeu. Oh, fuck. Mamă, câte cuvinte am auzit așa. You guys are all right. Abagiu? În caz că nu știi cine e. Abagiu, acest Bobo Burlăceanu, al trupei Fără Zahăr, dacă iar nu ar fi dezlegat cineva cățeaua. Mamă, coaie, vai de pula mea. Traian Dobra susține mișcarea Me Too doar pentru că a crezut că primește și el ceva să fută. Abagiu. Hai, Traiane, să-mi va pula, să terminăm, să mă rămân asta, că... Ai cursă acum la 8, în pula aia, hai, Traiane. La 10. Hai. Abagiu a auzit... Abagiu! Abagiu a auzit de mai multe ori la viața lui, du-te bă de aici că nu-ți dau nimic, decât a spus el toată viața, dă-mi și mie ceva, nenea. Da. Asta merge deschis duminică dimineață la biserică, să mă aflu la ei. Asta
E bun, înainte de Evanghelie. Și se face pilaf din stand-up. Se face pilaf. Ryan Dobra sau cum arată un paznic de la Profi cu un vis măreț? Pare că salută toate femeile cu o zi sprintenă să aveți. Hai de mama. Bun! Nu știu voi ce a simțit. Eu pare că m-am uitat la o ceartă la parada LGBT între Stuart și Rengle. Asta a fost. Se certau amândoi care să înainteze. Bun, hai să începem cu domnul Dan Frânculescu. Cum vi s-a părut? Asta mi se pare o ceartă între două personaje foarte bine conturate. Asta e ciclistul care pierde întotdeauna. Și ăla este fix bodyguard așa de la sat, bodyguardul biserică. Pentru, vă zic asta pentru că n-am reținut glumele. Am reținut doar abagiu zis de 8 ori. Și, bă, m-ați consumat, efectiv. Scrieți, bă, și voi niște glume, mă, dați-o un pizda, mă, simt. Atât? Atât, ce dracu să mai zic. Termină, mă, cu încurajare, nu fi câine. Da, să mai participați. Dar musa e să vă spuneți numere de multe ori, că ajută la efect umoristic. Să mai participați dacă mă duce eu. Adică curând. Domnul Micuțu. Au prins ăștia mici dinți. Ar fi zis maestru. Așa. Bă, da, rău. Dar un rău simpatic, ați avut așa o atitudine pozitivă, ceea ce m-a făcut să vă și simpatizez așa în tot răul ăsta. După aia iar îmi pierdeam toată simpatia, iar o câștigam, a fost așa un roller coaster de sentimente. Pula, nu știu, na, nu, da, și eu, nu. Cred că este imaginea, adică când vă vedem, te aștepți la glume mai bune, ce în spate e problema. Eu cred că, în primul rând, asta ar trebui să faci schimb de ținute. Dacă aveai tu pantaloni din ăștia care păreau eleganți cu un tricou Adidas, să-mi bag pula, deci clar te votam. Și cu toată aia, cu abagiu și cu hainele alea, erai perfect. Nu știu, na, nu mai vreau să domnul zic. Domnul cu jurizarea, domnul Adrian Nicolae, să arată din nou situație. Domnul, cuvinte multe și în ordine logică. Nu cred, altceva vreau să spun. Voi aveți un standard pe care l-ați impus și aici și în altă parte. Și seara asta a fost sub acel standard. Asta cred că v-ați dat și voi seama că sunteți oameni cu discernământ. N-am reținut la Traian despre cine vorbeai? Și aș dori o mențiune personală. Fața lui Traian Dobra arată ca și când fruntea și dinții sunt foarte îndârjiți să ajungă unul la altul. I just got a reach that other side. Dar are o față de pirania care își face laba să bafule. Asta e senzația. Fiecare dată când îi văd fața, Doamne, ce pleoape puternice, să țină 8 kg de frunte, mâncați. Dar cred că am mai făcut gluma asta cu două șuruburi. Da, 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 să avem la prima. E vechi. E vechi. La prima. Și când pui artificial intelligence să-ți facă un Arnold Schwarzenegger albinos. Așa, ok. Dar destul cu glumele, că nu suntem aici pentru glume. Suntem aici să învețe oamenii ceva. Și, dragă Teodor, da, vezi că anumite glume ale tale sunt doar niște afirmații care denotă că pentru acest episod din viața ta ai înțeles greșit conceptul de scurtime. Doar afirmații, cum e aia. A ieșit greu din maică-sa pentru că are fruntea mare. Parcă îi mai trebuia ceva care să o facă realmente o glumă, știi? Mi s-a părut, poate da senzația de lene uneori asta. Asta e tot ce vă spun. Atât? Sunt convins că puteți să fiți mult mai buni. Hai să aplaudăm încă o dată pe cei doi. Lăsați microfoanele că urmează votul juraților, începând cu domnul Adrian Nicolae. E pe-a pula! 05 cu 05 cu 05 cu 05 cu 05 cu 05. Unde cu ai atâta 05? 05 05 05 05. Măi, ești nebun? Da. Deci dioptria dumneavoastră este. Da. Din partea mea, mai departe, merge Teodor Abagiu. Teodor Abagiu, un vot din partea lui Adrian Nicolae. Domnul Dan Frânculescu.
Din partea mea, pentru că aș vrea să mai aud și alte nume pe scenă spuse de multe ori. Nu, dar chiar mi-a plăcut energia ta, așa, de bucată de cretă care râde. Da, și for the sake of suspense, o să merg cu Traian Dobra. Traian Dobra, 1-1! Oh my God, ce meci, domnul Micuțu! Dobra, Dobra e și numele meu norocos, nu știu dacă v-am zis de... Ce? Dobra e numele meu norocos. Domnul Micuțu... Ce dracu că e bre? Dă reci în tine, așa, stă, hei, așa, că poartă și... Poartă și... Bun. E 1-1. Teodor, care a fost ultima glumă ta? Da, așa, să mă uit în telefon, la favorite. Da, lene, să mă apul. Traian, sau cum arată un pasnic de la profi cu un vis măreț, pare că salută toate femeile cu o zi sprintenă. Pentru o zi sprintenă, votul meu merge la Abagiu. Teodor Abagiu, merge mai departe. Îți mulțumim foarte mult, Traian. Teo, ne vedem etapa următoare. Felicitări și să nu mai e tricoul ăsta pe tine. Hai să trecem mai departe la ultimul duel, cel de-al patrulea din seara aceasta. Aplauze pentru Vlad Borlea și Florentin Băune! Round 4. Fight! Bună seara, bună seara. Bună seara, domnule. Să vă zic câte ceva despre Florentin. Florentin Păune e polițist, îi plac adidașii, are un nume de căcat și îl iubesc toți doctorii, pentru că totdeauna lasă bacșiș după examenul la prostată. Ce, adică nu... Se pare că nu se mai face asta. Nu se mai lasă? Se lasă așa, se lasă două degete, dar nu... Bine, se lasă cu timpul, nu... Vlad Borla, sau ce rău a ajuns Mojo Jojo. Vlad Borla are ceva dulce acrișor și ceva zeamă de dihor în el. De fiecare dată când îi crește un fir nou de păr pe piept, Florentin își mai cumpără o pereche de Adidas. De are 13. Bun. Vlad Borla are fața asta de parcă tocmai a călcat pe dude. Vlad Borla arată ca Johnny Sins cu Turet. Bă, că mă uit la freza ta ieri pe Dumnezeu că mă fug cu el. Ok. Când zice cineva că dă muie la poliție, Florentin devine interesat. Borla e cunoscut printre chiștoace drept El Diablo. Borla a pus cuvântul bani în expresia pula bani. Florentin pare genul de om care de treabă cu toată lumea, dar când ajunge acasă își înjură bonzaiul. Bonsaiul. Mamă, mamă. Așa a scris. Mamă. Lingviște pretutindeni. Își înjură bonsaiul, omul meu. Dar cum s-a auzit? Bonsai, pula mea. Salutăm comunitatea japoneză cu acest lucru. Avocado! Avocado! Nu mi-a luat bani pe el! Oh. Borla e verișorul ăla pe care îl vezi doar la pomeni. Când era mic, pe Borla îl băgau în spatele roții ca să nu o ia căruța la vale. Mersi, Florentin Păune. Ce nume de căcat ai... Da, e callback bun ăsta. Partea bună e că merge la orice. Ne așteptam. Da, da. Florentin e un polițist abuziv. Și când nu e în timpul programului, dacă e în club și te prinde că tragi pe nas în baie, îți confiscă pula la subt. Oh, te-ai prinși? Te-ai prinși, adică? A pura la sub. Iu, iu, iu. Diferența dintre Parcul Munților Retezat și curul lui Borla e că n-ai voie să te piși în parcul ăla. Ma. Pe peretele lui înalt sunt anunțuri cu executăm puțuri. Bă,
peretele lui Alan. Da, mă, băiatule. Frumos. M-am trezit brusc, atât de bună a fost imaginea cum am trezit în fața peretelui lui Alan. Observând acolo anunțuri, am vrut să rup un fluturaș din ăla de angajare. Un număr de telefon. Aș juca perețica la peretele lui Alan. Man, come on, man. Tu când ai fost botezat, preotul tot cerut taxe de rușine. Like, am făcut la faza asta. I-ai cam dat-o. I-ai cam dat-o. Te-ai pișat în peretele lui anal, bravo. Da. Ai scris cu pișa pe peretele lui anal. Te iubesc. Stai să spun și punctul pe ei, nebunule. Florentin își aduce aminte de relația cu tata lui când îl înjură boschetarii care se pișă pe peron în gară. Borla așteaptă metrou în Cluj, cum așteptăm noi glume de la el. A venit și gluma. Când mă uit la Borla, îmi vine să dau ardealul ungurilor. Hai, man, serios? Te îmbraci ca un gabor în civil, man, come on. Da, serios, ai man, ca... Bă, lasă-mă, ok, okay man, dă un pula mea, frate. Ok, gata, just carrier out, ok? Da, stai așa, gen, gen n-a văzut toată lumea, gen, yeah, serios, like, gen. Just, you know? Like, like zi, Vlade, like pula mea. Ok. Zi, man, zi. Yeah, just whatever auzi that aici. Bitch. Auzi aici. Yeah. Ia, mă. Acum vine. Aoleu, să mor tu că ai făcut aia cu buzele, pe bune? Oh, shit. Ieși afară din club acum să-mi bag pula. Doamne, da, și te rog acum zi, nu știu de asta. Să-mi bag pula eu. Gata, scuze. Las-o. Stai da, să, stai să zic ceva. Da. Așa. Stau Andrei Negoiță. Pula lui Florentin. Pula lui Florentin, scrie acum. E ca prietena sa. Prea mică pentru vârsta lui. Clar. Na? E zic ceva, micuțule. Da, păi pula crește odată cu vârsta, e absolut normal. Mai aveți? De la o vârstă încolo. Mai e una. Borla e prost de dă-n groapa Marianelor. Borla se preface că citește doar de dragul de a scuipa în palmă. Man! Aplauze pentru cei doi! Vlad, Borla și Florentin Păune. Îmi place foarte mult tricoul tău, pare că ți-au căzut gradele, așa. Dar să mă bată, mamă, dacă nu el pare polițistul, să-mi bată. E incredibil. Nu știu dacă sunt... E și antipatic aia de la circulație, să-mi bată la deci. Îmi ești antipatic exact ca aia care zic, dar nu te uiți când băga mea și pula în infrastructura București. Așa. Mie nu mi-e antipatic, mie mi se pare, ori sunt eu foarte suspicios, mie mi se pare că toți trei sunt. Deci ăsta mă de linie îmbrăcat exact ca ea, care încearcă să te agațe să cumperi, știi? Nu, care vine să cumpere, dar el nu știe despre ce e vorba. Da. Adrian Nicolae, jurizare. Vlad, este prima dată la Rose Battle, nu? Prima dată, da. Ok, îți apreciez curajul și să știi că noi dacă facem glume... În timp ce voi vă duelați, este și ca să se uite mai multă lume la voi. Aia zic. Ca, adică n-aș vrea să ai vreun resentiment. Doamne, frești, it's not roast, man. Asta spun. Asta spun. Man. I mean, like, just fucking, you know. Și felicitări pentru inițiativa de a veni. Ei sunt convins că vei pleca cu experiență bună de aici. Încă nu ești acolo unde trebuie pentru... unde vrei să ajungi, dar you're getting there, probabil. Florentin Păune, ai avut câteva lucruri bune, dar pe un fond destul de tern, după gustul meu. Domnul Micuțu. Vlad, e de apreciat faptul că ai avut iarăși liniște, ai spus lucrurile fără să te... chit că am fost noi disruptive așa și s-au întâmplat lucruri în jurul tău, ți-ai ținut calea și ai dus la capăt tot. Ceea ce, na, din păcate e de apreciat.
Și Florentin, exact cum a spus și Adrian, ai avut niște lucruri bune, dar lucrurile, știi aia, că lucrurile bune într-o mare de lucruri proaste se ivesc clar, că na, sunt, adică e foarte greu să nu, în fine. Ai definit poliția lucruri... română. Da. Deci spune mie ce vrei să-i spui. Am siguranța și încrederea că... Că Florentin o să meargă pe drumul ăsta și o să fie mai bine data viitoare. Bun. Florentin Păune, nu știam în primul rând că ai voie să te îmbraci cu hainele pe care le confiști. Pe la morat. Da, sper că l-ai spălat. Da, mi-a plăcut că se vede că ai scris niște glume, le dai și cu energie. Ce polițiști ești, de fapt? Unde ești? Prefer să nu spun, să o lăsăm așa. Ok, okay. Dar ești la ghișeu? Că-ți văd părul ăsta așa și pare că tot timpul te... Dar tu îți dai seama că... Adică preferi să nu spui, dar toată lumea acum știe că ești polițist. Da, știu asta. Ok. Undercover hai să, work hai match? Să mai, hai să retragem totul cu El Dulgher. Da, hai să-i punem blur și să aibă voce așa. Când dă o glumă către Borla... Dar să se audă Florentin Păune. Da, da, da. Doar fața să fie blurată și vocea. Man, Florentin Păune. Boy, man, hai mă, come on. Da, man, Vlad Borla, adică, dude, fuck, man, nu știu cum să... Adică, gen, man, știi care e chestia? Nu, acum, serios, o parte foarte importantă din roast este să știi să și iei glumele. Iar tu ai părut foarte afectat așa la orice. Și dacă spuneai o silabă, erai, oh, man, come on, ce pula mea, știi? Și nu e ok, adică nu e ok. Și că nici glumele n-au rupt, n-a fost nici construcție, ai venit doar să-i zici man așa de câteva ori. Și iartă-mă, te... dacă pot să adaug, și ai și avut senzația că glumele tale sunt foarte bune. Da, un ușor aer de superioritate, dar care se ridică cum se ridică bășinile, de fapt, că e mai cald. Nu neapărat că e mai bun, știi? E... Altfel, șmecher, mișto, mi-a plăcut, dacă respect. Ce frumos. Dar nu descurajăm pe nimeni, că mai faceți, dar... Nu aici. Bine. Nu, serios, dar bine și cu... Frate, se face mișto, adică ăsta e roast-ul. Dacă știi că nu poți să-l iei, nu faci roast-ul. Părerea mea. S-a făcut jurizarea. Aplauze, vă rog, pentru amândoi și pentru Vlad Borla și pentru Florentin. Puteți să lăsați microfoanele. Fix acum vom auzi voturile juraților, începând cu Micuțu. Votul meu merge la polițistul Florentin Păune. Un vot pentru Florentin. Domnul Dan Frânculescu. Da, trebuie să-l amendez pe domnul Vlad Borla, așa că merge tot la domnul Plutonier sau ce e aici, Florentin Păune. Două voturi, Florentin Păune. Adrian Nicolae, inutil, scuze, dar hai să vedem votul tău. O, hai să disociem un pic cei doi termeni. Trebuie să-mi iau pastila. Mamă, dar fix. Ca să nu rămân însărcinat cu tipul ăla care a câștigat. Și a luat plan B. Drag Vlad, eu cred că așa este temperamentul tău. Eu nu cred că ești un bad sport. Eu cred că așa funcționezi. Deci nu cred că te-ai supărat aici. Și pentru a te încuraja să mai vii, eu o să-ți dau votul meu absolut inutil, cum a spus și colegul, dar sper să conteze pentru perseverența ta. Frumos. 2 la 1, trecem mai departe. Florentin Păune, felicitări, Florentin. Vlad, îți mulțumim foarte mult de participare și te mai așteptăm. Vă încurajez să părăsiți acum scena, vă rog din suflet, ca să poți să încheie episodul. Ai văzut cum l-a condus afară? Da, așa, de cap așa se protejeze. Nici aici să nu te lovești. Oameni buni, tocmai ce ați asistat la episodul cu numărul 3 și vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici și susțineți chestia asta să ajungă la cât mai multă lume. Exact! Mulțumesc oamenilor care s-au uitat, mulțumesc juriului meu care a fost aici, vă mulțumesc băieți. Mulțumesc sponsorilor. Nu știu dacă ați observat, dar sezonul ăsta avem 2 sponsori, Vlad Casino și Explorado. E nevoie de 2 sponsori pentru că Adrian Nicolae e mai scump când are și păreri. Asta este, ce să facem. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte să închideți episodul, nu uitați să intrați în secția de community la The Full, unde puteți să votați chiar acum cel care a fost cel mai slab după părerea voastră. Nu vă lăsați influențați de băderani ăștia. După părerea voastră, cine a fost cel mai slab și puteți să-i băgați în portofel diploma, deci ultimul slăban și 500 de euro.
Ăsta a fost episodul. Nu uitați să dați un like, un comentariu și cu comentariu cu ne cerem scuze Nelu Cortea, vă rog frumos că nu v-ați gândit la lipsa lui, da? Vă pup multă dragoste, da, de full, ne vedem în episodul 4. Salutare, pa!